Hello! Numele meu este Bianca și m-am alăturat cu drag inițiativei celor de la UNICEF de a discuta despre conștientizarea importanței sănătății mentale în contextul pandemiei. Din punctul meu de vedere, este o inițiativă extraordinară, mai ales din partea unei organizații atât de puternice. Aveam nevoie de o astfel de inițiativă pentru că sunt foarte mulți tineri care se află în situația mea, care au trecut prin și trec în continuare printr-o perioadă foarte dificilă, poate persoane care și-au pierdut locul de muncă sau pur și simplu nu mai pot vedea lumina de la capătul tunelului. Cum am trecut eu peste aceste stări? Cum am reușit să răzbat, ca să spun așa? Ei bine, cu foarte multă răbdare și încredere că totul se va soluționa, pentru că, așa cum îmi place mie să spun de foarte multe ori, consider că întâi a apărut soluția, iar apoi a apărut problema. Niciodată nu consider că o problemă nu are rezolvare și că nu putem să răzbatem. Iar după un an de pandemie pot spune că mă simt mai curajoasă, mai încrezătoare în forțele mele proprii. Și ce m-a ajutat foarte mult să ajung în punctul acesta a fost și faptul că am conștientizat ce nu a fost în regulă și am lucrat și am rezolvat problemele. În momentul în care am simțit nevoia de a vorbi cu o persoană care să mă ajute, de exemplu un psiholog, nu am ezitat să fac asta. În momentul în care am considerat că am nevoie de câteva momente să mă liniștesc și să trag aer în piept și să realizez ce e important pentru mine, am făcut asta. Așa că vă îndemn și pe voi să încercați să ascultați muzică, pentru că muzica este pretutindeni și ne ajută, să încercați să vorbiți cu persoane calificate, să vă spuneți OFF-ul, pentru că așa se și numește campania celor de la UNICEF, iar pe site-ul lor veți găsi cu siguranță mai multe detalii. Mulțumesc foarte mult!